Elevii lui Ionuț Pop au susținut primele meciuri de verificare ale acestei veri. Aceștia au jucat sâmbătă 2 iulie împotriva formațiilor al Roslatina și CSM Râmnicu-Vâlcea, chiar cu două zile înainte de deplasarea la Sinaia, unde vor petrece două săptămâni de cantonament. În primul meci, CSM Ioveni a jucat împotriva vâlcenilor de la CSM, unde galben-verzi s-au impus cu scorul de 2-0. Nicolae Dic a debutat în formația din Mioveni cu un gol. Acesta a fost primul care a marcat în repriza cu vâlcenii, după care l-a urmat și mijlocașul Gabriel Enache. În cea de-a doua parte, partidă, cea cu Arroslatina, elevii lui Ionuț Pop au pierdut cu scorul de 0-1. Tehnicianul Pop a folosit în primii 11 doar 5 jucători din lotul de bază al Ligii a doua și restul au fost achiziții făcute de curând de clubul sportiv. Așadar, pe teren au evoluat Olteanu, Enache, Huzuneanu, Sândulescu, Coșereanu, portarul Miron, sosit de la Astra Ploiești, și jucătorii Adi Iordache, ultima dată la o echipă din Cipru, Neagu, care a revenit la CSM Mioveni, și nu în ultimul rând, Dică și Tănasă. Au fost primele meciuri ale noastre în acest debut de pregătire, a fost două reprize de 45 de minute, o repriză cu Vâlcea, 2-0 au marcat Dică și Enache, a doua repriză cu Slatina, unde am pierdut cu 1-0. Scopul a fost de a vedea jucătorii noi veniți și de a rula pe cei vechi. Eu zic că a fost un prim test util. Triunghiularul a fost câștigat de echipa gazdă și anume Arroslatina, care a învins cu 1-0 pe CSM Râmnicu-Vâlcea și pe CSM Mioveni.